Bună! În ediția de astăzi lămurim ce sunt infracțiunile motivate de prejudecată. Noțiune ce se regăsește din iulie 2022 în legislația Republicii Moldova. Astfel, statul își propune, între altele, investigarea și pedepsirea mai dură a unor astfel de fapte. În cazul infracțiunilor motivate de prejudecată, cred că ar fi nevoie de careva acțiuni din partea statului de încercarea schimbării mentalității fluctuitorului. Atunci când tu ai gândire formată, eronată, greșită și vicioasă de neacceptarea unui grup, este nevoie de influența unui specialist ca să-l ajute să conștientizeze că ideile lui sunt eronate, că gândirea e greșită și că toți oamenii sunt egali. A fost nevoie mai întâi să se facă modificări la codul penal și cel contravențional, care să stabilească clar ce este o infracțiune motivată de prejudecată. Astfel, buchea legii prevede că la baza acestor infracțiuni stau de regulă niște idei preconcepute sau sentimente de dispreț și ură față de persoane care au o anumită origine etnică, națională sau socială, religie, identitate de gen, orientare sexuală, stare de sănătate sau alte caracteristici. Ne-a luat aproape un deceniu ca să ajustăm cadrul legal după eforturi din partea societății civile și a partenerilor externi. Odată cu angajamentele Republicii Moldova față de Uniunea Europeană, deja a intervenit necesitatea de a asigura egalitatea tuturor persoanelor, independent de apartenența lor la un criteriu sau altul. Și în special pe fundalul adaptării legii asigurării egalității, sigur că s-a început a pune accentul și pe necesitatea contracărării și formelor grave de discriminare, pentru că infracțiunile motivate de ură sau cum conform legislației, infracțiunile motivate de prejudecată sunt o formă gravă a discriminării. În 2016, inițiativa de a modifica legislația ajunge în atenția deputaților și provoacă discuții aprinse în plenul Parlamentului. Proiectul de lege numărul 301 vine să aducă reglementări pe dimensiunea pedepsirii crimei de ură. Aici, dumneavoastră, propuneți, de fapt, să introducem criterii noi. Orientare sexuală, identitate de gen. Domnul Ghilescu, dar pe mata în afară de orientare sexuală, te mai interesați ceva? Da, pe mine asta tot mă deranjează, domnul președinte, orientarea sexuală. Proiectul de modificare a legislației a rămas blocat în Parlament timp de aproape 6 ani, ceea ce a stârnit nemulțumirea societății civile. Autoritățile trebuie să cunoască că societății civile îi pasă de acest proiect. Ceea ce vrem noi este o mai bună protecție și plus noi niciodată nu vom avea o societate tolerantă dacă nu vom avea măsuri ca să luptăm și noi vrem să pună punct pe ură și să voteze proiectul de lege 301. Abia în aprilie 2022, noile modificări au fost votate în lectură finală, iar 2 luni mai târziu au intrat în vigoare și protejează toate categoriile de persoane care, de regulă, sunt discriminate și stigmatizate din cauza unor idei preconcepute. Totodată și pedepsele au devenit mai dure în cazul infracțiunilor comise din motive de prejudecată. De ce? Pentru că crește pericolul social al fluctuitorului și înseamnă că el mai mult timp trebuie izolat. Înseamnă că el mai mult timp îi va trebui pentru reabilitare. Cu cât pericolul social al fluctuitorului este mai mare, cu atât se spune că este mai multă nevoie de timp pentru reeducare și reconștientizare a fluctuitorului asupra faptei comise. Până a trăi într-o societate lipsită de prejudecată, trebuie să treacă încă mult timp. Până atunci, cunoașteți drepturile și cere să fie respectate. Iar dacă îți place ceea ce facem, dă like și abonează-te la canalul nostru de YouTube ca să afli primul când vom publica următorul subiect. Dacă vrei însă să susții activitatea noastră, o poți face printr-o donație unică sau lunară. Detalii în descriere. Toate bune!